Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la știrea cea bună. După zile în care am prețuit femeile, le-am dat flori, le-am adresat cuvinte frumoase, bineînțeles că unele dintre cuvinte nu au fost atât de credibile, așa se zice. Oricum, a fost o perioadă în care doamnele, domnișoarele, femeile au fost în prim plan. În această seară, știrea cea bună este că domnii sunt în prim plan, dar și doamnele trebuie să se uite la această emisiune pentru că să învețe pe domnii de lângă ele cum să se poarte și cum să fie. Pentru că împreună cu noi în această seară se află un invitat deosebit, o invitată deosebită, doamna Florentina Gionea, terapeut relațional, și vom vorbi despre The Gentleman Code, codul bărbătesc. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit, mă bucur să fiu la voi, vă urmăresc de ceva vreme și chiar sunt încântată de ceea ce faceți. Ne bucurăm foarte mult pentru prezența noastră aici în studioul nostru și v-am urmărit, deja vorbiți la săli pline, aveți o activitate deosebită prin mai multe domenii. Văd că stăpâniți chiar mai multe domenii. Înainte de emisiune mi-ați spus o carte, vă mulțumesc foarte mult, Nutriția energetică a omului modern, și răsfoind-o puțin, am văzut că alimentele dau energie și e bine când dau energie organismului. Însă, da, eu sunt terapeut relațional și specialist în nutriție energetică. De fapt, ceea ce fac eu, practic lucrez cu baza, baza fiind energia de la care pleci în orice lucru pe care îl faci. Și da, în ultima perioadă chiar am început să dezvolt o serie de programe pentru femei și pentru bărbați, pentru că lucrând cu femeile de câțiva ani, mi-am dat seama că ele cresc foarte repede și bărbații rămân în urmă. Și am zis, nu e un echilibru aici, trebuie să facem ceva să îl aranjăm în așa fel încât să fie bine și pentru doamne, pentru că și doamnele, dacă evoluează prea mult și bărbații rămân în urmă, nu e bine, e o problemă, că nu este echilibru. În ultima vreme, în ultima sută de ani, să zicem așa, femeile au recuperat teren foarte mult. Bineînțeles că pe alocuri și exagerează cu mișcarea feministă, dar asta este percepția mea. Oricum, în această seară vom discuta despre lucruri importante cu privire la bărbați, la cum se poartă bărbații, și aș avea o întrebare pentru telespectatori. Aș vrea să ne răspundeți la întrebarea: ce vă place cel mai mult la un bărbat? Și să spună și bărbații și femeile. Când mă refer la nivelul acesta adică elementar. Ce admiri? Ce admiri? Ce admiri la un bărbat? Exact. Ce admiri la un bărbat? Ce îți place cel mai mult? Bineînțeles că poți să începi. O să-i rog pe dragii noștri viitori să ne scrie de unde ne urmăresc, să ne spună răspunsul la întrebarea aceasta. Bineînțeles că această întrebare se adresează în primul rând doamnelor. Dar dacă vrea și un bărbat să scrie ce admiră la alți bărbați din punctul acesta de vedere, pot să scrie și ei. Vă rog. Eu admir la bărbați curajul. Curajul. Admir puterea cu care trec peste anumite lucruri și admir faptul că au capacitatea de a potența femeile dacă ele știu să acceseze această parte a bărbatului. O să ne explici ce înseamnă pe înțelesul nostru capacitatea de a potența femeile. Adică bărbatul deschide robinetul, nu? Și femeia atunci se mobilizează dacă el știe să facă lucrul ăsta. Ok, o să îți explic. Bărbatul și femeia au două calități fundamentale și fiecare are un rol în relația de cuplu și în cuplu familial. Noi am uitat acest rol pentru că ne-am rupt. Femeile au devenit foarte masculine, s-au dus pe partea de energie masculină, adică au început să facă afaceri, să construiască, să devină puternice femeia și așa mai departe. Femeia siderul, femeia betonistă, femeia excavatoristă. Exact. Iar bărbații pe partea cealaltă au început să facă tot mai multe activități feminine, cum ar fi să ne pensăm, să ne facem unghiile, să purtăm haine mulate, anchioruri și așa mai departe. Și atunci polaritățile s-au stricat un pic, în ghilimele, ca să zic așa. Mie mi-a trebuit foarte mult să înțeleg care este rolul unui bărbat în familie și al unei femei și a trebuit să petrec foarte multe vacanțe în Maramureș. Pentru că în anumite case la țară, fiecare știe rolul în gospodărie. Și crezi că ar putea fi un model familia tradițională de țărani din Maramureș pentru societatea românească? Când spun un model, nu mă refer neapărat la activitățile pe care le fac, ci mă refer la atitudinea pe care o are fiecare.
Gen, bărbatul este protectorul, este cel care se duce în afara casei, aduce ce este nevoie în casă, iar femeia este cea care îl susține pe bărbat în ceea ce face, se ocupă de partea ei de zonă a casei, de gestionarea relației și așa mai departe. Asta nu înseamnă că dacă sunt femeie la oraș și am o afacere, nu pot să fac lucrul ăsta. Dar atunci când vin acasă, trebuie să învăț să mă comut pe energia feminină, pentru că altfel îmi voi depolariza bărbatul. Și aici o să explic. Fiecare persoană în interiorul ei are două energii, feminină și masculină. Așa suntem construiți. Femeile, pentru că sunt femei, au energie mai multă feminină, iar bărbații mai multă masculină. Datorită acestei masculinizări a femeii, ea fiind puternică în relația de cuplu, depolarizează bărbatul și îl transformă de pe energie masculină pe energie feminină. Bărbatul care nu e suficient de puternic și permite asta. Și atunci, tot ea începe să se plângă că nu e suficient de bărbat, că nu face anumite lucruri, că ei cere să facă și el nu face, dar fără să-și dea seama că această comutare este de fapt un blocaj în energia masculină pe care ea îl pune bărbatului. Da, eu o să fiu foarte sincer cu tine și să spun de la început că nu prea cred în energiile astea. Ok. Poate că ne împrumuți acest termen, că îți place foarte mult și noi știm că fiecare dintre cele două personaje, bărbatul și femeia, are anumite aplecări, are hormoni, da, masculin, feminin și așa mai departe. Dar totuși, să revenim la roluri. Care crezi că este rolul bărbatului și care este rolul femeii într-o familie? Rolul femeii într-o relație de cuplu și într-o familie este să hrănească partenerul până la un anumit punct. Și nu te referi doar la hrana fizică? Mă refer la tot ce înseamnă susținere, mă refer la tot ce înseamnă iubire, pentru că femeia crede că trebuie să găsească un bărbat care să o iubească, când de fapt ea este cea care trebuie să știe să iubească și să-l învețe pe bărbat să iubească. Mamă, dacă am putea să notăm aceste cuvinte, să le punem în burtieră, deci femeia crede că trebuie să găsească un bărbat care să o iubească. Pe când adevărul este că ea ar trebui să iubească bărbatul și să-l învețe pe el cum să iubească. Da, pentru că femeia pe zona de asta a durut, nu pe mine, sunt convins că... Să știi că poate în prima fază poate să doară, dar după aceea când îți dai seama de puterea ta ca femeie prin iubire, îți dai seama cât de mult bine poți să faci cu această putere. Și... bărbatul, la rândul lui, este cel care învață partea de sexualitate femeia. Pentru că și bărbatul, la rândul lui, crede că femeia trebuie să fie responsabilă de viața lor amoroasă. Pe când nu e așa, el este cel care are mai multă putere în zona respectivă. Și când vorbim despre energia sexuală, vorbim despre energia masculină, adică bărbatul este cel care generează bani, energia masculină este cea care generează bani, venituri, carieră și succes. Pe când energia feminină generează tot ce înseamnă iubire, tot ce înseamnă creare de relații, construire în jurul a ceva și împreună creează un echilibru care să ducă la un alt nivel. Da, să o luăm cu începutul. Astăzi vorbim despre bărbați și să vorbim puțin despre activarea cunoașterii de sine și a puterii mentale a bărbatului. Dom'le, de ce e în stare un bărbat adevărat? Un bărbat adevărat este în stare de foarte multe lucruri. Eu am rămas surprinsă pentru că noi femeile, prin prisma relației pe care o avem cu tatăl nostru, vedem toți bărbații prin prisma lui. Și dacă relația cu tatăl nostru a fost bună, accesăm bărbați care sunt ok. Dacă relația cu tatăl nostru n-a fost atât de bună, vom merge la acea părere că toți bărbații sunt așa și așa și așa. Când o femeie reușește să înțeleagă bărbatul, și bărbatul înțelege femeia. Și aici mă explic. Un bărbat adevărat trebuie să înceapă să-și folosească mintea și să treacă peste două bariere. Prima barieră este mintea rațională și a doua orgoliul. Aceste două bariere mentale îl împiedică pe el să se conecteze la surse superioare de energie. Și aici putem să vorbim de Albert Einstein, da? Deci mintea rațională, ai spus, mintea rațională sau cum? Mintea are trei nivele.
Așa. Avem nivelul de jos, nivelul rațional, care totul trebuie să fie explicat, științific, tot, tot, tot. Avem nivelul mediu în care omul începe și oscilează, își mai crește credința și avem nivelul superior. De acolo pornesc toate invențiile și toate lucrurile inovative care apar pe pământ. Deci bărbații care reușesc să acceseze acest tip de minte pe care o au în interiorul lor, pot să vină cu aceste inovații și creativitate. Cum fac asta? Sunt 5 stări ale creierului demonstrate: alfa, beta, teta, delta și gamma. Noi, în mod normal, datorită stresului și agitației în care ne aflăm, stăm foarte mult în starea beta, care este o stare de agitație. Este o stare în care vorbești, conduci și așa mai departe. Starea alfa, care este pe frecvențe mai joase, te ajută să proiectezi lucrurile pe care vrei să le faci. De exemplu, zi-mi un proiect pe care vrei să-l desfășori. O idee. Eu vreau, spre exemplu, să scriu o carte de disciplină pe care o predau acum, comunicare non-verbală. Acesta este super planul meu. Ai închis vreodată ochii și ai vizualizat cum ar fi trebuit să arate cartea, ce capitole să aibă, sigur, ce fotografii? Am făcut și poze pentru cartea aia. Perfect. Ca să știu exact cum o să arate. Ce ai făcut atunci? Ai folosit starea alfa a creierului. Aceste stări noi le folosim constant. De exemplu, starea teta. Da, dacă m-ar apuca și starea beta, aș face concret chestia asta, că deja mă chinu de câteva luni. S-ar putea să-ți lipsească anumite elemente și asta să nu adică te lasă să... Adică timpul, oboseala continuă așa și nu mă lasă să mă consacru acestui proiect încă. Da. Ai folosit starea alfa când ai făcut planul. Da? Planul. Bun. Starea teta este o stare puțin mai greu de accesat, dar dacă o lucrezi, poți să o accesezi cu creierul. Și ca să își dea seama telespectatorii noștri despre ce vorbim, este acea stare care, înainte de somn, pur și simplu simți că adormi. Da? Aia este starea teta. Pe măsură ce începi să lucrezi cu starea teta a creierului, începi să o controlezi și să o folosești în timp ce lucrezi. De exemplu, poți să-ți faci deprogramare mentală. Cu toții avem programe limitative. Nu pot să fac suficient bani, nu am timp, nu reușesc să... Toate acestea sunt programe limitative. Și în momentul în care încep să le conștientizez, pot să le transform din minusuri în plusuri. Bun, bărbatul a zis că trebuie să depășească două niveluri. Nivelul rațional și mai mi-ai spus ceva. Și orgoliu. Orgoliu. Hai să vorbim puțin despre orgoliu bărbătesc. Cum este orgoliu bărbătesc? Orgoliul... E mai mare decât cel feminin sau mai mic? Da, este mai mare decât cel feminin, pentru că femeia... Eu mă îndoiesc la treaba asta. Depinde de bărbat și de situație, nu putem să generalizăm. Femeia, în principal, în zona inimii, este mai deschisă, este mult mai intuitivă, se conectează mai mult la credință și la alți factori. Ca și blocaj, bărbații se blochează destul de mult în zona asta de eu știu mai bine, eu fac mai bine, lasă că știu eu că am studiat eu și nu prea merg pe partea asta de credință și intuitivă pe care femeia o are, deși în momentul în care reușesc să fac acest lucru, fac minuni. Bărbatul este construit în jurul ego-ului lui, în jurul personalității pe care o are și cu cât această personalitate, acest ego se diminuează, el crede că de fapt dispare. Dar nu dispare, dispare doar un soi de mască pe care și-a pus-o și reușește de fapt să își transforme și celelalte calități și virtuți. Da, deci orgoliul bărbatului zici că este mai mare și atunci bărbatul trebuie să știe că în contextul unei relații el trebuie să fie mai tandru, mai bun, mai să nu scoată la iveală torentul acesta numit orgoliu ca să dărâme cu el, nu? Dar nu este vorba doar de o relație, este vorba de viața de zi cu zi. Există un blocaj mental pe care foarte multă lume îl folosește și se numește eu știu. În momentul în care ai spus eu știu, practic ai blocat orice informație nouă care vine către creierul tău, care s-ar putea să-ți fie de folos în acel moment și tu să nu știi asta. Cam așa văd eu lucrurile. Ce mai observ în societatea de astăzi este că femeile tânjesc după un bărbat și tânjesc foarte tare pentru că le-și doresc mult partea asta de iubire, iar bărbatul la rândul lui tânjește și el după o femeie care să-l susțină, să aibă grijă de el, să aibă puterea și forța să îl ajute în proiectele și să-l susțină în proiectele pe care și le face. Da,
Mai că în ultima vreme, după cum ai observat, și vreau să te întreb dacă ești de acord cu această chestiune, pentru că eu sunt un pic speriat și probabil că mulți dintre telespectatorii noștri, având în vedere faptul că avem un public preponderent creștin, acum unii bărbați încep să fie atrași de bărbați și unele femei atrase de femei. Și eu m-am gândit la acest aspect și o să vreau să scriu o carte. Este una și eu am vreo 10... Proiecție alfa, nu? Da, am vreo 10 cărți pe listă pe care vreau să le scriu în continuare. Asta, una va fi pe această temă, pentru că sunt anumite afecțiuni pe care le pot avea persoanele pe genul ăsta și sunt anumite comportamente. Poate să nu fie o afecțiune, dar să fie un comportament. Însă, gândindu-mă mai mult la acest subiect, mi-am dat seama că, de fapt, ei reprezintă oglinda societății în care suntem. Masculinizarea excesivă a femeilor și feminizarea excesivă a bărbaților a adus la aceste reprezentări. Pentru că, practic, este o respingere a noastră și o respingere între noi. Sunt foarte multe, foarte puține persoane care se nasc pe această orientare. Restul se formează în funcție de anumite răni emoționale, da, traume sau conduite ale unor persoane. Da, avem testatori destul de nemulțumiți de faptul că anumite învățături pe care le prezentăm noi în seara aceasta ar fi de origine orientală. Cum spuneam, nici eu nu sunt foarte încântat de ideea de energie în felul acesta, dar cred că fiecare dintre noi avem o energie a sufletului nostru care se transmite într-un fel un om zâmbitor, într-un alt fel un om trist, un om posac și așa mai departe. Este o exprimare a noastră. Dacă telespectatorii vor merge și vor căuta despre fizica cuantică, de exemplu, este ceea ce vorbim noi în acest moment. Bun. În contextul creștinismului, energiile acestea orientale nu sunt foarte bine văzute. Dar noi nu vorbim în seara aceasta neapărat despre energii. Dar nu vorbim de oriental, noi vorbim Noi vorbim despre bărbați. Da. Despre bărbați. Despre codul acesta bărbătesc. Ai prezentat seminarul acesta și îl prezinți în multe orașe din țară. Aș vrea să rog pe colegii mei să vedem câteva imagini cu tine vorbind oamenilor, povestindu-le. Iată săli pline care te ascultă. Unde? Poți să ne povestești unde ar fi imaginea acestea? Aceasta este în București. Oamenii sunt din ce în ce mai interesați de a se descoperi pe sine. Iar eu sunt o persoană care cred foarte mult în divinitate și care folosesc tot ce înseamnă tehnică de rugăciune, tot ce înseamnă citirea, de exemplu, Sfintelor Scripturi. Eu mă inspir de acolo. De exemplu, din Biblie am înțeles ce înseamnă iubește pe tatăl tău și pe mama ta și îți va fi ție bine. Uh-huh. Și acolo mi-am dat seama că, de fapt, eu sunt jumate tata, jumate mama, da? Dacă eu resping pe mama sau pe tata, automat ce fac? Mă resping pe mine. Da. Ne întoarcem la imagini să vedem tot ceea ce am pregătit pentru seara aceasta. Unde este aici? Aici suntem în București, suntem acum un an de zile, tot așa aveam un eveniment cu foarte multe persoane. Povesteam despre cum să îți deblochezi anumite limitări atât în relațiile de cuplu cât și în viața de zi cu zi. Așa. Aici suntem la București, la conferința specială pentru bărbați, în care le prezentam anumite modele pe care ei să și le ia. Asta este o mare problemă a secolului în care suntem, lipsa de modele valoroase. Adică oamenii ar trebui să învețe de la alții. Pentru că în această era a informațiilor și a internetului și așa mai departe, ne ducem foarte mult în zona de a citi articole din toate direcțiile, fără să știm dacă cel care ne spune are acea experiență trăită și asumată. Da? Mergem și învățăm de la oameni care au trăit și pot să ne dea și nouă experiența mai departe. Cât despre bărbați, și la ei valorile sunt puțin distorsionate, în sensul că foarte mult televiziunile au
i-au dus către zona de femei care arată foarte bine, de bani, să ai nu știu ce afaceri, să faci anumite lucruri, dar fără ca ei să aibă forța de a face lucrurile la nivel corect și valoros, ci doar dorindu-și să se întâmple ceva care nu se întâmplă pentru că nu are o bază și nu are munca din spate. Așa este. Bun, hai să citim câteva dintre răspunsurile dragilor noștri privitori și vreau să vă rog să dați încă o dată răspunsul la întrebarea ce vă place cel mai mult la un bărbat și să vedem ce spun dragii noștri privitori. Unii ne urmărești de la Madrid, Laura zice super, inteligența și sinceritatea. Okay. Așa, alții, Manuel zice credința, demnitatea, inteligența. Ok, e foarte importantă credința, da, pentru că prin intermediul credinței tu reușești să faci lucruri și aici sunt două tipuri de credință. Este credința pe care o ai în divinitate sau în cineva mai sus decât tine și credința în tine că poți să faci anumite lucruri. Ce crezi că poți realiza cu mintea, poți realiza și în planul fizic. Da, bun. Sinceritatea, căldura din suflet plus punctualitate, zice Alina. Iată. Alina, da, mă bucur că ai zis Alina, pentru că în ultima perioadă am tot observat femei care sunt nemulțumite de faptul că bărbații nu se țin de cuvânt. În sensul că fac anumite promisiuni voalate, gen mâine seară te scot în oraș, dar femeia își face o așteptare, da, mâine seară voi ieși în oraș. Aștept. Pentru ea asta este foarte important. Și atunci bărbatul nu mai sună și ea stă ca pe ghimb, dar de ce nu sună? Uite, așa se creează neîncrederea în femei. În momentul în care el o sună și îi spune, știi, uite, mâine seară la ora X mergem în oraș și e ok sau nu? Sau îi spune, mâine seară nu mai mergem, dar măcar ai rezolvat problema, nu o lași în perioada respectivă de timp să-și facă tot felul de gânduri, de idei, de emoții și așa mai departe. Adică, cumva... E foarte greu să te mai întorci, să suni, să explici. De ce? Pentru vreau că așa le este unora mai greu. Eu nu înțeleg, crede-mă, nu asta înțeleg. Asta înseamnă asumare. Este una dintre calitățile și virtuțile pe care un bărbat ar trebui să le aibă, asumare. Unor bărbați le este foarte greu să răspundă la telefon după ce a făcut o promisiune. Da? Da. E greu. De ce? Spune-mi tu că ești bărbat. Pentru că trebuie să dai explicații. Las că își face explicațiile ei. Așa da, dar nu este sănătos. Pentru că tu cum faci asta ca bărbat cu femeia cu care ești, altundeva, într-un domeniu al vieții tale care îți place și te interesează, cineva ți se va întâmpla același lucru. Da. Virtuțile masculine. Al doilea modul pe care îl prezint se numește virtuți masculine. Care crezi că sunt cele mai importante virtuți masculine? Uite, dragii noștri au început să scrie, dragii noștri privitori. Bun. Virtuțile masculine sunt foarte importante și o să menționez doar câteva. Sunt 27 pe care eu le știu momentan. Unul dintre ele foarte important este direcția, pentru un bărbat să știe direcția în care merge. Apoi avem credința, avem iubirea, focusul, claritatea, fermitatea, iar este foarte importantă, acțiunea, pentru că în ultima perioadă femeile luându-și un rol de acțiune mai mare decât bărbații, cumva bărbații au cam renunțat la această virtute care se numește acțiunea. Asumarea, iar este o virtute pe care ar trebui să o ai, pentru că în momentul în care ți asumi, există un echilibru, adică este gând, cuvânt, faptă. Cam așa ar trebui să funcționeze ca să fii tu în armonie cu tine ca bărbat și abia după aceea să te gândești, ok, bun, sunt în armonie cu mine, cum fac să fiu în armonie și cu ceilalți? Deci ai spus credința. Da. Foarte interesant. Uite ce mai spune Liliana. La un bărbat admir capacitatea de a dărui ceea ce aștept. Ce aștepți tu de la el? Inteligență, înțelegere, altruism, se poate transmite tăria lui de caracter sau tara lui de caracter și persoanei dragi de lângă el. Da, bineînțeles. Adrian zice, pentru că intervine ceva și nu te poți ține de cuvânt, uite. Intervine ceva. Bun, pui mâna pe telefon. Ai baterie. Pui mâna pe telefon și spui, draga mea, uite, nu pot. Sau trimiți un mesaj. Mi s-a întâmplat asta, nu pot să ajung. Te sun de îndată ce reușesc. Da? Pentru că în momentul în care tu creezi o așteptare în persoana respectivă, ea se frământă și se consumă. Se consumă din punct de vedere emoțional, se consumă din punct de vedere mental și nu e sănătos.
Da, deci acestea sunt virtuțile pe care parte le admir, din ele, o parte da. Dintre ele, da? Al treilea modul este sexualitatea bărbatului și raportarea lui la societate. Ce informații crezi că sunt importante aici? Aici e foarte important ca bărbatul să se cunoască pe el, să știe ce potențial are, să știe cum să-și folosească aceste capacități în a avea o relație armonioasă cu femeia. Pentru că în momentul în care el are o relație armonioasă cu femeia, femeia devine echilibrată din punct de vedere hormonal și automat devine fericită. Și știu că l-ai avut pe Laurent în emisiune. Laurent are un citat al lui, happy wife, happy life. Cu cât este mai fericită femeia cu care ești, cu atât mai mult ea te încarcă pe tine cu energie. Povesteam la începutul emisiunii că femeia este cea care aduce iubire, tandrețe, afecțiune, creează relații și așa mai departe, iar bărbatul este cel care vine și potențează aceste calități pe care femeia le aduce, adică le amplifică. Cam astea ar fi rolurile de bază. Da, foarte interesant. Deci femeia, cu cât este iubită, ea cu atât dăruiește mai mult înapoi. Da. Foarte multe femei, pentru cine că... Cine trebuie să inițieze momentul de iubire? Bărbatul, femeia, nu contează care? Momentul de iubire se inițiază când ei se îndrăgostesc. Este o binecuvântare... Nu știu dacă cât de creștin se poate merge, dar este o binecuvântare pe care o aduce Arhanghelul Gabriel de obicei. Când acea energie de, asta mi-este limbajul, adică da. Voi traduceți-le în limbajul vostru, când două persoane se întâlnesc, ele au o forță foarte mare și acea îndrăgostire practic generează iubirea și în bărbat și în femeie. De aici, femeia poate să nu fie foarte stabilă din punct de vedere emoțional și să se atașeze de bărbat. Sunt foarte mulți bărbați care sunt disperați și fug de femeile care se atașează de ei. Iar femeia consumă foarte multă energie în direcția bărbatului și bărbatul nu înțelege că el o alimentează și consumă energia în altă parte, în proiectele lui sau în ce are el și nu aduce înapoi. Și atunci femeia zice, ți-am dat tot și n-am primit nimic. Da? Este un reproș pe care femeia îl face, ți-am dat tot și nu am primit nimic. Și atunci el este tot... Ce ai înțelege prin asta? Ți-am dat tot și n-am primit nimic. Dacă o femeie ți-ar reproșa. Oricum, eu nu sunt adeptul acestor declarații, cum să zic eu, catastrofice. Tu n-ai timp niciodată pentru mine. Tu nu, niciodată nu... Dar sunt problemele femeilor pe care femeile le au. Să și le gestioneze și ele. De ce spui niciodată? Dacă n-am reușit să fac odată un lucru pe care ți l-am promis la timp, ce facem mâine, că uite așa s-a evit situația... Nu trebuie să spui niciodată. Tu niciodată n-ai... Cum adică niciodată? Sau tu întotdeauna ai fost așa rău, ai făcut o greșeală, da? Dar asta este un program care rulează în dar capul ei. Dar schimbați-l. Păi da, pe care eu asta lucrez cu femeile. Le schimb aceste programe păi, pentru că l-au luat din familie. Ai greșit, da, ai greșit. Ești bărbat, ești cu capul uneori, că ai gânduri, ai tot felul de presiuni în suflet, poate că nu le poate înțelege nimeni și ai dat-o în bară, ai dat-o în bară magistral. Ok. Tu întotdeauna ai fost așa și adică stilul ăsta de a caracteriza un om după o greșeală. Da, ai făcut este... o greșeală, ți se anulează totul, ești terminat, ești pe veci. Asta este un mod de gândire general. Și nu se aplică doar în relațiile de cuplu. Se aplică gen, ai făcut 100 de lucruri bune și dacă ai făcut unul prost, din momentul ăla ești anulat. Ceea ce nu e sănătos. Aici trebuie schimbată gândirea și la femei și la bărbați. Și sunt de acord cu tine că fiecare trebuie să-și gestioneze sistemul lui de credințe. Și femeia, credințele limitative și luate din relația cu părinții și bărbatul la fel, pentru că și bărbatul le are. Vestea bună este că bărbații, din punct de vedere al sistemului emoțional, ei sunt mai simpli, femeile sunt mai complexe și atunci ei trec mai ușor peste stările emoționale, crizele emoționale, decât femeile care au altfel conexiunile din creier formate. Raluca, bună seara, pentru mine este important respectul, sinceritatea, responsabilitatea, o seară plăcută. Alina zice, foarte multe cupluri nu acceptă să vorbească pe larg sau deschis. Și poate de aceea bărbații nu știu sau nu îndrăznesc sau nu pot să se folosească de sinceritate. Și noi femeile suntem vinovate atunci când nu îi credem dacă spun adevărul.
Da. Aici este o asumare a comunicării. Adică eu ca femeie vin și spun de la început ce vreau. Și bărbații am văzut că apreciază asta. La conferințele pentru bărbați mă întreabă: dar de unde să știu eu ce vrea ea? Să vină să-mi spună. Problema este că femeile nu știu să spună și nici nu știu că trebuie să spună. Cum să nu știe să spună? Că spun o droaie de chestii când nu vor. Nu, pentru că ele au așteptări. Ele își creează niște așteptări. Așteptarea ce este? O imagine pe care eu mi-o formez în creier. Da? Și care vreau să se întâmple în exterior. În momentul în care ce se întâmplă în exterior nu corespunde cu imaginea mea din creier, logic, devin dezamăgit. Ok? Și atunci ele spun toate astea după ce și-au creat o serie de dezamăgiri și așteptări. Dar dacă ar fi venit de la început și ar fi spus, ar fi avut curajul să spună, dar ele nu, că dacă mă părăsește, că dacă pleacă, că dacă înțelegi, se activează alte credințe limitative. Și vin să spun de la început: uite, eu de la tine îmi doresc fidelitate, îmi doresc sinceritate, îmi doresc să călătorim împreună, îmi doresc să facem asta și asta, îmi doresc să ai libertatea mea și să am libertatea și tu să ai libertatea ta. Adică femeia ar fi bine să învețe să spună și să nu-i mai fie frică să spună, pentru că această frică de a fi părăsită la femeie este foarte mare. Și induce și lui și până la urmă o și lasă, dacă tot îi induce. Exact, și este exact. Și mai sunt femei care proiectează pe bărbaților în mod greșit. Gen, creează o amantă imaginară, să zicem. Și nu, că tu sigur mă înșeli, tu sigur mă înșeli, tu sigur mă înșeli. Și el îi spune: dragă, nu te înșeli, ce nu înțelegi? Și ea continuă, pentru că este credința ei, este ce se manifestă din interiorul ei. Uneori poate bărbatul, să aibă dreptate, are intuiție. Da, poate să aibă dreptate, dar în cazul în care nu are dreptate, bărbatul se va duce și va face asta. Pentru că ea l-a împins. Sau îi spune: tu sigur mă lași, tu sigur mă lași, tu sigur mă să mă lași. Exact. Este frica ei care se proiectează. Bun. Cine iartă mai ușor, spre exemplu, infidelitatea, bărbatul sau femeia? Femeia. Femeia iartă mai ușor? Femeia iartă mai ușor pentru că bărbatul se duce în acea prismă de ego, de orgoliu. Și oricum există această tachinare între bărbați, da? Și canarea aceea în care: ce mă, fraiere, te-a făcut? Sau chestii de genul ăsta. Iar stând de vorbă cu foarte mulți bărbați și mulți dintre ei erau gen: nu, eu vreau să-mi las liberă femeia și eu vreau libertate sexuală. Și zic: ok, dacă tu vrei libertate sexuală, ai capacitatea să-i lași și femeii de lângă tine libertate sexuală? Și erau: cum adică? Adică ei nici măcar nu s-au gândit la asta, că și femeia ar putea să aibă o libertate sexuală. Uitându-ne mai în spate, femeia când vine și îl hrănește pe bărbat, îi aduce toate acele calități, cumva pentru el e mai greu să se desprindă, pentru că ea vine cu un pachet mai complex. Bărbatul, dacă se duce și se întâlnește cu altă femeie, poate nu pune atâtea sentimente cât pune o femeie atunci când se întâlnește cu un alt bărbat. Asta am încercat eu să deduc din terapiile pe care le-am făcut până acum, însă mai am de săpat la subiectul ăsta. Spune-mi, te rog, ce înseamnă un bărbat cu un caracter puternic? Un bărbat cu un caracter puternic este un bărbat care are o forță și o stare de prezență. Este un bărbat lângă care stai și îl simți. Pur și simplu știi dacă este ferm și dacă este drept și dacă este corect și dacă se ține de cuvânt, pentru că el exprimă asta, este starea lui naturală. Ok, acum nu poți să ai toate calitățile din lume, dar femeile pot să vadă aceste lucruri în bărbați. Și un lucru foarte important pe care mai pot să-l facă femeile și bărbații nu-l știu, este că femeile au capacitatea să vadă potențialul bărbatului, chiar dacă bărbatul nu-l vede. Pe această capacitate extraordinară, femeile fac o greșeală la fel de mare. În sensul că îl văd, dar nu se raportează la el ca bărbat cum e în momentul respectiv, ci se raportează la potențialul lui. Și are așteptări de la el conform potențialului pe care ea l-a văzut. Lucru care nu este prea sănătos, pentru că ea începe să-l determine pe el să se comporte conform potențialului, iar el nu poate pentru că nu a avut experiența respectivă. Adică nu a acumulat toți pașii ca să ajungă la potențial. Și atunci fie se ceartă, și asta se întâmplă de cele mai multe ori, fie ea are răbdare și îl ghidează, îl susține în ceea ce face până el își atinge potențialul. Cu răbdarea, care este mai bun? Femeia sau bărbat? Aici depinde de personalitatea fiecăruia. Nu cred că este o comparație care are mai multă răbdare și care nu. N-am un răspuns exact. Gentleman Code poate să însemne și
codul unui good looking man, unui bărbat care arată bine. Spune-mi, te rog, ce înseamnă astăzi un bărbat care arată bine? Un bărbat care arată bine este un bărbat care are coloană vertebrală, are verticalitate, care își asumă ceea ce este. La un moment dat am văzut un video pe Facebook cu un campion la raliu, nu țin minte numele, îl filma pe nepoțelul lui și care era îmbrăcat într-o rochiță. Și în filmul respectiv, el spune, de ce te-ai îmbrăcat în rochiță? Pentru că băieții nu poartă rochiță. După care a fost obligat să iasă oficial și să spună, să-și ceară scuze pentru afirmația respectivă ca să nu jignească anumite minorități. Din punctul meu de vedere, eu nu mi-aș fi cerut scuze pentru că este o părere a mea. Adică eu ca bărbat îmi asum ceea ce am spus. Am libertatea să spun o părere. Da. În contextul în care nu am jignit nici bărbații, nici femeii, le era o discuție privată între mine și nepoțelul meu pe care am ales să o pun pe contul meu de socializare. Da? Faptul că sunt o persoană publică are legătură cu totul altceva. Un bărbat care arată bine este un bărbat care își respectă promisiunile și un bărbat care este prezent. Starea de prezență e foarte importantă pentru că atunci când un bărbat este prezent, el transferă acea stare de prezență și copiilor lui. Pentru că noi... Adică implicat, vrei să spui. Da, implicat și prezent. Când spun prezent, este în momentul prezent. Adică, de exemplu, noi acum, având această discuție, suntem în momentul prezent. Nu ne mai gândim că mâine eu o să plec la Timișoara, o să adică existe... să fii cu capul acolo, da, unde ești discuți. Aici unde discuți. În momentul ăsta suntem doar adică la nivel de discuție. Adică nu ești în munți, visitor, da, nu suntem în vacanță. Vorbește, tu te gândești în stele, cam asta. Exact. Și în momentul în care ești prezent, toate încep să funcționeze bine. Și partea amoroasă, și partea de comunicare, și partea de prezență, pentru că tu dacă ești prezent și femeia de lângă tine are nevoie de afecțiune, tu fiind acolo simți că are nevoie de afecțiune și te duci și oferi ceea ce are nevoie. Și din punct de vedere vestimentar, că am văzut acum o caricatură într-o chestie, era într-o parte un bărbat din anii 50 cu pălărie, cu pardesiu și tot, și unul din anii aceștia care era mai mult dezbrăcat decât îmbrăcat, un fotomodel din ăsta care umbla cu o rochiță pe el și săracul, dacă lua vântul puțin, adică bătea un vânt, îl lua pe sus. Ce s-a întâmplat, domnilor? Cam așa era întrebarea. Este o extrapolare, însă eu cred că bărbații care într-adevăr sunt bărbați există. Singura problemă este că ei nu-și asumă și nu ies în față să spună lucrul ăsta. De asta vorbeam despre asumare. Da? Spui, eu sunt bărbat, energia mea este asta, mă îmbrac așa și așa. Pentru că dacă noi nu avem modele masculine după care să ne luăm, tinerii noștri nu vor ști, nu vor avea modele. La fel și modele feminine. Uită-te să vezi pe Facebook, pe TV, cât de mare este rata de acid hialuronic în buze, injecții, mărire pe toate părțile și așa mai departe. Sute de tutoriale de machiaje, când femeile ar trebui să se preocupe și să spună cum să mă iubesc eu mai mult pe mine, cum să-i ajut eu pe cei din jurul meu, cum să construiesc eu relații cu oamenii, cum să-mi construiesc o familie sănătoasă, da? Ce valoare am eu în această viață, de ce am venit pe pământ și cum îi ajut pe ceilalți. Și automat vor veni și celelalte, pentru că atunci când te iubești pe tine și te respecti, nu ai nevoie să-ți injectezi nimic, pentru că ai încredere în tine, ești tu, ești prezentă. Așa și la bărbați. Dacă el este prezent în relație, atunci relația începe să funcționeze, pentru că și femeia îl simte acolo și bărbatul la fel. Și cât despre vestimentație, nu știu să mă pronunț, din punctul meu de vedere, eu cred un bărbat trebuie să arate bărbat, ești de acord cu exact, mine? Exact, da, cu asta sunt de acord. Adică, îmi aduc aminte de o glumă în care Toma Caragiu era preot și au venit doi pletoși în fața lui, era așa nedumerit și zice, și acum unul dintre voi să sărute mireasa. Adică nu-și dădea seama care e mirele, care e mireasa. Se întâmplă foarte des în zilele noastre așa ceva. Acum, bine că deocamdată da, eu nu am nimic cu aceste persoane. Fiecare are dreptul să-și exprime existența așa cum dorește. Însă mi-ar plăcea să se uite și să vadă dacă aceasta vine dintr-o calitate a ceea ce sunt ei sau vine din alte cauze. Dintr-un comportament dobândit, vrei să da. Spui. Sau dintr-un comportament dobândit. Pentru că suntem deja pe final de emisiune, vreau să te întreb repede unde pleci, ce faci, ce ții acum în viitor apropiat.
În următoarea perioadă o să plec în Timișoara, chiar vineri dimineața am avion. Săptămâna viitoare, între 19 și 26, am o serie de evenimente și conferințe în fiecare zi, dedicate și părinților, dedicate și bărbaților și femeilor, dar și școlii pe care am deschis-o de nutriție energetică. Școala are 3 centre mari, Timișoara, București și Roman, în zona Moldovei. Iar ca plecări mai mari, voi merge anul acesta în Canada și în US ca să lansez cursurile pentru femei și în viitor cursurile pentru bărbați. Unde putem vedea programul tău? Pe Florentina Gionea, pagina de Facebook este cel mai simplu, la secțiunea evenimente, toate evenimentele sunt setate acolo și puteți să vă înscrieți la oricare dintre ele atât timp cât vi se potrivesc. O scurtă întrebare pe final, în câteva secunde, dacă ne poți răspunde. Velica întreabă, nu vă supărați. Și de copii cine are grijă? De copii avem grijă împreună. Femeia trebuie să știe să-i insufle tot ce înseamnă calități și virtuți feminine copilului, iar bărbatul partea lui de masculinitate. Adică femeia ia fetița cu ea în bucătărie, învață să gătească și așa mai departe. Tatăl ia băiatul și duce în pădure și arată cum se taie lemne și cum se fac activități de genul acesta. Mulțumesc foarte mult, Florentina Gionea. Doamnelor și domnilor, acesta a fost Codul Bărbătesc. Câteva elemente foarte importante. Din păcate, mulți dintre noastre ne scrieți că avem probleme cu sunetul. Nu înțelegem care este situația. Când auziți pe Facebook probleme cu sunetul, intrați pe site-ul nostru, a7tv.ro. De două seri se întâmplă treaba asta. Facebook-ul face tot felul de improvizații și ne prinde... N-am înțeles, da. Așa. Oricum, mulțumesc foarte mult pentru prezență, succes în activitate și mulțumim încă o dată dumneavoastră că ne-ați urmărit, celor care interacționează cu noi. Mulțumim și celor care nu le place de noi, pentru că nu putem să fim plăcuți de toată lumea, încercăm să ținem un drum frumos în care să aibă toată lumea de învățat. Mulțumim grupurilor de Facebook, AZS Român de Pretutinde în România, Români în Spania, toate celorlalte grupuri care ne-au primit și ne primesc. Sunt Cornel Drăvășan, la revedere!